Andrei, mi-ai spus că vrei să merg cu tine la noul tău job. Numai că eu nu prea știu unde lucrezi tu. Aia e singura problemă. Adică, unde lucrezi tu? Gen, am uitat. La McDonald's! Bă, da, te-ai găsit și tu unde să lucrezi. Deci, cred că ți-ai ales cel mai... Măcar ai salariu bun, gen? Măcar atât? Măcar... Da? Ok. Hai să mergem, presupun. Dacă ăsta e jobul tău, hai să mergem. Bă, Andrei, de ce eu luăm prin canal? Andrei, unde lucrezi? Păi ce, așa se intră? What? Andrei, nu cred că așa trebuie să intri la McDonald's, dar ok, mă iau după tine, ba da? Ok, eu doar voiam să anunț abonații de mărciu de pe slm.ro și faptul că pe 1 aprilie o să se scoată colecția de 1 martie, care este ediție limitată, atât voiam să zic și eu, dar mă rog, în fine. Bă, băiatule, pe unde... Haide, eu, bă, cât de scârbos e canalul ăsta. Tu așa mergi la muncă, mă, prin canal? Doamne ferească, se... nu mai zic nimic, efectiv. Sunt complet lăsat fără cuvinte, Andrei, și nu mai dau niciodată mâna cu tine. Bă, înainte să mergem la muncă, nu vrei să bem noi un Chico, mă, un suc, ceva așa rece? Hai să mergem, uite, resto bar, open 24 de ore, adică practic e non-stop. Străiți, domne, oh, hello! Mamă! Hey there, da, dorești și o băutură. Ce mă? Mă, Andrei, tu auzi și zice asta? Bă, eu și zice ăsta, Andrei. Zice că McDonald's-ul la care noi vrem să mergem ca să lucrăm e bântuit. Bro, ce? What? Bă, tu vezi cine e aici? Mario Sica! Ce căutați aici? Plecați, e târziu și orașul ăsta nu e prea prietenos? Andrei... Ce? Păi, Marius, știi că stai puțin, noi am venit cu Andrei, gen, eu am venit cu Andrei să meargă la muncă, adică nu înțeleg despre ce vorbești aici. Nu, zici tu, Andrei, că ai venit, gen, la muncă, cum ar veni. Adică nu înțeleg care-i faza. Aici lucrez. Nu, aici lucrează. Uite care-i faza, chiar dacă nu v-am spus până acum, eu lucrez ca detectiv particular? What? Și nu, când aveai de când să le spui? Bă, ești nebun? Avem... Trăim cu detectivi în casă, Andrei. Mă rog, trăiam cu detectivi în casă și noi nici nu știam. Eu lucrez ca detectiv particular, iar acest McDonald's unde lucrează Andrei a fost raportat pentru mai multe dispariții și acum este închis. Bă, Andrei, tu unde lucrezi, frate? Bă, ieri nu era închis? Bă, băiatule, bă, unde lucrezi, Andrei? Eu în momentul ăsta o să iau o pauză de la cazul ăsta, deoarece este foarte greu să ajungi în McVille, orașul unde acest McDonald's se află. Ce mai e un oraș special pentru McDonald's, așa e, Andrei? Adică, da? What? Ce ciudățenie! Orașul unde acest McDonald's se află. Uite, dacă vreți să vă ocupați voi, luați acest lever. O să vă fie de folos în cercetarea lui. Ce lever? Oh, what? Ți-a dat un lever. Bă, Mariu, zic că ok. Presupun că din a merge la muncă cu Andrei 2010, clipul ăsta s-a transformat în... Găsește McDonald's-ul bântuit, presupun, și cercetează-l. Bă, Andrei, eu zic să mergem, dar înainte de toate, am și o mică întrebare. Pot să știu și eu de ce se află un safe aici, la vedere, gen? Adică, nu se pare ceva ciudat? Aici intrăm cu... A, da, are sens, ok. Wow! Mamă, câte chestii! Ok, păi și ce? Putem găsi ceva aici? Sau care-i faza? Poate găsim ceva ce o să ne ajute pe parcurs, aur. Oh! Am găsit un green access card! Am găsit o dasa de acces. Cred că cu asta intrăm în McVille, Andrei. Oh my god, ok. Bun, perfect. Ai cotat toate astea pe aici sau mai are sens să mă uit? Stai așa că poate ai ratat vreo chestie. Și uite-te, nu mai e nimic. Bă, Marius, zic că noi am găsit chestia asta cu leverul pe care ni l-ai dat. Mergem să explorăm. Îți mulțumim, presupun. Ok, pe încontro, încolo e Mineville, încolo e McVille, uite, Andrei, vezi? Hai, uite, wow, cum arată McVille. Bă, da, sigur vrei să... Cum trecem? Pe cu cardul, nu, logic, da. Dar stai așa să-mi dau seama. Green access card required. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ce s-a întâmplat? Ok, nimic momentan. Control area. Stai așa că trebuie să punem undeva cardul ăsta și nu-mi dau seama unde. Oh! What? Băi, ești bun? Stai o secundă. Andrei, fii atent. Deci vreau... Stai așa că am depistat aici secretul.
What? Deci e un sistem foarte complicat. Vreau să iei cardul ăsta și să-l pui în centru și să îl iei și să-l tot pui să-l spamezi efectiv în ăla din mijloc. Așa, bravo, gata, gata, gata. Bun, și acum stai, trebuie să aștept să-mi și deschizi. Stai să dau de leverul ăsta. Perfect, gata, deschidem. Hai, deschidem. Spamează acolo, bravo, gata, hai să mergem. Let's go. Oh my god, Megville. Andrei, am intrat în Megville. Bă, dar atenție, dacă Mariusica a zis că e bântuit, eu zic că ar trebui să fim precauți. Nu e? Bă, Andrei, nu mă bazez pe ce zici tu. Eu mai multă credere am în Mariusica. Hai să mergem și noi pe trotuar, că poate ne calcă și mașinile, zic și eu. Adică nu cred că ar fi chiar în regulă să ne calce mașinile. Uite-l. Mamă, cum arată să... Wow. Benzinăria asta e în regulă. Ce a pățit? Mașina asta nu știu ce a pățit. Camionul. Oh my god, mamă, e radioactiv, stai departe. Gasolin, ok, nu știu ce. Ia, hai să cercetăm totul pe aici. Să vedem dacă găsim ceva necurat, să zic așa. Ia, stai să intru eu în camioneta asta. Niște iron, mai mult iron. Un lever, ok, bun. Ia, stai așa că am găsit un lever pe care putem să-l punem pe lapis. Asta înseamnă că putem să-l punem aici să deschidem asta. Fii atent. Hop. Oh my god, security van key. Flint and steel. Flint and steel, ok, nu da foc la nimic. Bă, putem să... Nu da foc la nimic, nu da foc la nimic. Ok, security van key care poate fi pus pe bloc of emerald. Ok, hai să vedem dacă găsim un bloc de emerald. Interesant. Nu, deci aici nu poate fi folosit, din păcate. Hai să mergem la McDonald's, hai să mergem. Fii atent, ideea e în felul următor. Vezi McDonald's-ul ăsta, care are un logo foarte suspect? Ăsta e McDonald's-ul unde tu lucrezi, să înțeleg. Trebuie să punem pe un bloc de emerald. Uite, un bloc de emerald, fii atent. Security van. Ok, hai să-l punem aici. Mamă. Ok. Bă, ce era? Ce era ăla? Lever și une... Ce scrie pe leverul ăla? Andrei, uite ce am găsit! Andrei, am găsit cartofi prăjiți! Oh my god! Yay! Ok, dar lasă cartofii prăjiți, nu asta contează. Deci ai găsit un lever care ce nume are, ce denumire are, ce leverul ăla? Că trebuie să fie cheia la ceva. E cheia la ce anume? Cheia de la... Așa... Birou managerului. Oulu, Andrei, ce știi despre managerul tău? Păi nu știu că... Adică nu știe managerul tău, gen! Nu mai a apărut de vreo săptămână și... Toți se întreabă ce a pățit, nu știu. Și asta nu spune un semn de întrebare! Tu mănânci din cartofi, efectiv! Asta nu spune un semn de întrebare? Nu știu, păi nu știu. Oh my god, Andrei, tu lucrai într-un loc bântuit și nici nu știai. Credeam că și-a luat liber. Oh my god, ok, hai să intrăm. Ce o fi, o fi. Stai să mai studiem pe afară. Nu, no, știi ceva, nici nu mai studiam. McDonald's, open 24 de ore, ok. What? Ce pe... Bro, ce e pe jos? Ketchup? Ah, da, are sens. Ok, ăștia sunt colegii tăi. Bine ai venit la McDonald's, pot să știu comanda? Nu doresc să comand, domnule. Huh. Totuși, un Big Mac ar intra, totuși, dar mai târziu. McDonald's ăsta nu pare deloc... Bro, tu vezi și ce e asta? Omoară-l pe Ronald McDonald până te omoară el. E reclamă? Ce reclamă e asta? Oh my god, ok. E amuzantă, da, ha, production, ok. I'm loving it, ok, nu știu ce. Da. Interesant, aș putea spune. Bă, aici Andrei, stai o secundă, înainte de toate, înainte să pui leverul aici la biroul managerului, uite-te în ochii mei. Știi ce avem de făcut, nu? Ce? Ce bun e. Mamă, cola. Mamă, cum ai intrat. Bă, nota 10, n-am ce să zic. Bă, mecul ăsta chiar e bun. N-am de ce să mint. Eu ți-am zis, bă, n-am. Nota 10. Acum trebuie să ne ocupăm de chestii serioase, așa că pune aici ce trebuie pus și hai să intrăm în biroul managerului să soluționăm acest... Andrei, nu te uita în spate! Andrei, nu te uita în spate! Bă! What? De ce are așa ceva? De ce are asta? Exact! De ce are așa ceva în biroul managerului? Ok, hai să verificăm dacă găsim... Andrei, am găsit un buletin. Am văzut. Ok, am găsit un buletin și atât, efectiv... Atât? În biroul managerului? Atât? N-are și el un Big Mac măcar pe aici?
Ok, ciudat. Am găsit decât un buletin. Bă, vezi ce scrie? Unde se scrie? Ce scrie pe buletin? Păi nu pot să văd, pentru că trebuie să... Ăsta trebuie folosit undeva, dar nu-mi dau seama unde. E o chestie ciudățică, știi de ce? Pentru că în McDonald's-ul ăsta presimt că mai există o intrare. Stai puțin, tu ești angajat aici. Da, exact. E o intrare în spate. Păi hai să o folosim. Hai să mergem. Vino încoa. Are sens. Fii atent, cu buletinul ăsta vom putea intra prin intrare din spate. Ai grijă să nu te calci mașina dacă sunt mașini pe la drive, deși e 3 dimineața totuși. Uite, vezi? Working area, employees only. Și aici trebuie să punem buletinul. Bam. Oh, ți-am zis eu! Oh my god, Andrei. Ok, stop la tot ce faci. Stop la tot ce faci. Stai să iau buletinul ăsta să se închidă ușa eventual. Ok, nu se mai închide niciodată. Pare rău. Bă, frate, nu se mai închide efectiv niciodată asta. Ok, light activator. Ok, am aprins lumina. Bun, și ce avem aici? Avem vestiarele. Aha, uniforma. Da, nu vreau să lucrez la Mac, deci nu o să mi-o pun. Ronald's Locker. What? Al cui e ăsta? Al cui e dulapul ăsta? N-am deschis asta vreodată. N-ai deschis asta vreodată și tu lucrezi aici în fiecare zi. De ce n-ai deschis-o niciodată? Păi, lucrez de 3 zile. Păi, și ai zis că de managerul tău n-ai mai auzit de o săptămână. Adică gen, what? Păi, am fost în teste, la training, ok. Bun, aici avem astea pentru drive-thru, pentru mașini, Happy Meal-uri și așa mai departe. Dar cum de n-ai deschis niciodată ăsta? Bine, mă rog, văd că e încuiat. Adică, într-adevăr, nici nu prea e cum să-l deschizi, dacă să mă gândesc. Ok, hai să vedem aici dacă e ceva. What the? Andrei, ai văzut aia? Ce a fost? Ai văzut? Ai văzut chestia aia? N-am văzut, a apărut pentru o milisecundă ceva în față, da? Cred că mi s-a părut doar. Cred că doar mi s-a părut. Ok, sunt angajați. Big Mac, chestii. Oh, what? Ce e asta? E ciorbă. Nu, cred că e totuși uleiul în care prăjiți cartofii. Da, ok, știu eu mai bine și eu nici măcar nu lucrez la Mac. Bă, Andrei, a fost o chestie super suspectă. A fost o chestie extrem de suspectă și eu vreau să deschidem asta. Bă, ce ai, mă? Adică ce ai, mă? Ai nebunit? Dar de ce să nebunesc, gen? Care-i faza? Adică, păi? Păi ce? Păi nu e treaba ta. Andrei, dintre toate, ăsta e de aur. Gen, se pare ceva suspect? Da, e... Alu cui? Alu Ronald McDonald. Andrei, e un cod secret aici, 100%. Bă, stop, stai. Stai o secundă. Stai să bag un Big Mac. Nu intra. Andrei, trebuie să rezolvăm cazul ăsta amândoi în același timp. 3, 2, 1 și... Wow, ce? Bă... Uite-mă, o ușă. Uite ce mișto. Uite, what, ce tu dai un tunel tare, până la urmă. Enjoy our bloody... Ok, du-te tu în față. Nu, hai, du-te. Nu, te rog, insist, ideea ta. Da, dar e jobul. Bă, numai dacă mor, mai am o inimioară jumate, Andrei, ești bun. Hai, du-te tu primul. A fost ideea ta, du-te. Nu mă duc. Bă, pe bune dacă mă duc primul. Andrei, tu lucrezi aici. Nu mai cu zeiși. Realizezi, nu? Andrei, eu nu mă duc. Nici eu nu mă duc. Ideea ta a fost, nici eu nu mă duc. Bă, Andrei, du-te, fără Caterinca, du-te, bă. Tu du-te, bine, hai, dai amândoi măcar. Tu du-te că eu încerc să găsesc. Nu, vii cu mine. Ok, mă duc în față, dar vii cu mine, hai. 3, 2, 1 și... Ce e asta? Ai de capul meu! Cât ketchup o... Andrei, nu e ketchup, cred, totuși. Cred că totuși lucrezi într-o locație bântuită, totuși. Bro! Păi da, dar... Dar ce? Dar nu există... McDonald's ketchup are... Nu are sens, Andrei! Andrei, ce e aia? Andrei, nu fugi. Andrei, ce e aia? Andrei, ce e aia? Ce e aia? Andrei, vino. Trebuie să vedem. Ce e aia? What is this? Andrei, e Ronald! Aaaa!
Bă! Bă, băiatule, a dispărut. A dispărut, nu mai e! Nu mai există! A dispărut! Gata! Gata, nu mai e! Bă, băiatule! Bă! Demisionez? Zona de confort? Ia el! Bă, auzi și tu? Pașii? Da, aud și eu pașii. Andrei, hai să explorăm. Pare interesantă chestia asta. Un lever! Freezer key. Am găsit cheia de la congelator. Ok. Stai să căutăm și în WC-ul, presupun. Andrei, unde lucrezi? Bă, 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 mâncați și talentul tău să ți-l mănânc. Unde lucrezi, mă, Andrei? De ce un cap pe WC-ul? Hai să fugim. Nu, nu mai e, nu mai e cale de întoarcere, Andrei. Nu mai e cale de întoarcere. Trebuie să investigăm tot acum. Andrei, vino încoa. Trebuie să investigăm absolut tot. Hai de capul meu, ce se întâmplă? Oh my god, câte capete pe aici. Hai, hai că am găsit cheia. Băi, 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 vină încoa, vină încoa. Hai să, hai să punem asta aici. Hai de capul meu. Oh my god, mamă cât de frig e aici. Holy, mamă cât de frig e. Uite un chest. Ah! A găsit un buton. What? Vină încoa. A găsit un buton, ia vină încoa. Care poate fi pus pe block of redstone. Huh. Block of redstone? Cred că asta ar putea... Oh my god! Ce e asta? Ce cod? Happy Meal code? Andrei, care e codul Happy Meal? Tu ești angajat, tu trebuie să știi. Care e codul Happy Meal? Nu ne-a zis? Ai auzit vreodată de codul Happy Meal? Da, am auzit, e o legendă. Nu credeam că e real. Bă, băiatule, băi, 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 tu te joci cu viața mea. Bagă codul, că tu ești angajat. Numai dacă mor. Opa, niște cărți. Ok, stai așa că poate găsim indicii. Poate avem indicii, Andrei, stai puțin. Poate avem indicii. Oh, opa, Happy Meal Code, am găsit. Am găsit, am găsit o carte. Ba, 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 ba. Scrisă de Ronald. Ok. Codul este prăjitură. Oh! Ai de capul meu. Bă, băiatule, ah! Nu te uita acolo. Legit, nu te uita la tabloul ăla. Literalmente, nu te uita la tabloul ăla. M-am spe... No, ok. Bă, băiatule, ah! Nu, dacă mai am o inimioară. Bă, bă, ce s-aude? Bă, ce? Nu mai văd nimic? Ai de capul meu. Andrei, cum adică nu mai vezi nimic? Trebuie să mergem în față. Bă, Andrei, vină încoa. Am găsit butonul, hai să-l punem pe un bloc de redstone. Nu mai văd nimic, nu mă pot mișca. Andrei s-a deschis ușa. Andrei, vezi ceva? Andrei, mă vezi? Andrei, ești cu mine? A, nu mai da, că mai am ușor de... Bă, băiatule, mini playground, intră aici, te rog. Intră. Intră, efectiv. Nu, ba da, ba da, nu. Am intrat prima dată când am ajuns aici, e rândul tău. Intră tu, nu, nu, eu nu intru, efectiv. Ideea ta a fost... Nu. Intră tu. Intră tu. Ok, hai să vedem. Mini playground, adică loc de joacă. Mai contează traducerea exactă. Ok, hai să vedem un chest. O lopată. O să spargă dirt. Și acolo e void-ul. E ceva după dirt, așa mi-a zis. Cine ți-a zis că e ceva după dirt? Cine ți-a zis că e ceva după dirt, Andrei? Așa mi-a apărut. Ah, ok. Ok. Bun. Ai de capul meu. Oamenii care au ajuns aici 100% nu... Nu... Oh, bă! Uite, uite, uite un victimă închis aici. Prizonierii. Exact. Exact, prizonierii. Ești bine? Mă auzi? Mamă, stai, hai să-l scoatem. Mamă, dar nu putem să-i scoatem. Lasă că-i scoatem mai târziu. Ok. Hai să mergem să vedem care e faza. Oh, aleu, nu mă mai împinge. Bun, hai să căutăm indicii. Ai de capul meu! Nu, nu, e ketchup ăsta, e ketchup. Vreau să cred că e ketchup. Ok. Andrei, cred că am găsit ceva. Cred că literalmente am găsit ceva. Ai de... No, 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 vină încoa. Aici, 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 aici. Exact aici, exact acolo. Hai, hai, hai să mergem. Hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem. Haide, haide. Andrei, cum nu? Trebuie, haide. Ok, mergem amândoi. 3, 2, 1 și... Aaaa!
butoanele lipsesc. Pune? Am un buton, am un buton. Dar unde trebuie să-l pun, sus sau jos? Unde trebuie să-l pun, sus sau jos? Că nu înțeleg, plestă buttons. Ok. Să formeze un M, ok. Trebuie să-l facem să formeze un M, ok. E foarte simplu. Ok. Nu, cred că pune sus. Nu merge așa, Andrei. Nu, mai avem nevoie de un buton. Trebuie să mai căutăm un buton, vino încoa. Vino încoa, că mai avem nevoie de unul, e incomplet puzzle-ul. Undeva pe aici se mai ascunde un buton. Sigur nu mai e nimic la tine? Niciun buton, absolut nimic? Bă, sau așa? Cum? Ia, că știe Andrei. Andrei, nu, ne lipsește un buton. Ok, hai să vedem, trebuie să găsim. Trebuie să vedem care e faza și cum completăm puzzle-ul ăsta. Click the buttons to form an M. Oh! Ai de capul meu! Baftă! Baftă să facem noi asta! Vai de capul și de zilele mele! Stai, lasă-mă pe mine! Te las! Te las! Deci dacă tu reușești să faci un M din toate astea, ești tare rău de tot! Ia! Ia că știe Andrei! Hopa! Ok! Bun, n-am să te mint. Nu, Andrei, nu cred că funcționează chiar așa. Uite, gata! Nu, nu, nu. Ok. Ok. Andrei, e un... Stop, gata, ok, fătul. Ia, ia, hai! Cine s-a înlocat? Stai, ce înseamnă asta? Au și prizonierii! Andrei, vină cu a... Bă! Ronald McDonald! Ai de capul meu! Andrei, fugi! 3, 2, 1, fugi! 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 Fugi pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici! Vino! Nu m-a omorât, bă! Hai că da! Bă, Andrei, unde suntem? Am murit amândoi și ne-am trezit aici? Am găsit o carte! Ne-a capturat? Tocmai ce m-am trezit într-o peșteră creepy. Nu mi-aduc aminte foarte multe chestii. Singura chestie pe care mi-o amintesc este când am mâncat la McDonald's. Cineva m-a pus aici. Dacă citești asta, ești foarte norocos că încă ești în viață. Ai de capul meu. Ai de capul meu, Andrei. Vino încoa. Andrei, vino încoa, vino încoa, vino încoa. Nu e bună. Nu e bună absolut deloc. Nu e bună absolut. Uite-l, uite-l cum vine. E labirint, Andrei. Efectiv e labirint. E labirint. Fugi, fugi. E Andrei 2010, fugi, fugi, fugi. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Vino, 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 pe aici, pe aici. Aici e scăparea. Aici, aici scăpăm. Vino. Nu, 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 înapoi, 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 înapoi. Pe aici. Ai de capul meu, ai de capul meu, ai de capul meu. Bine, 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 bine. Vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu, vai de capul meu. Andrei! Repede aici! Aici am găsit pe aici, pe aici, pe aici! Vino, vino, aici, vino! Am găsit, am găsit, am găsit! Exit! Ei, nu mai pot să alerg! Ia, ia Big Mac, cartofi, orice, hai! Vino! Mănâncă, mănâncă, mănâncă! Hai, 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 vino, 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 vino! Ok, ieșire, gata, am ieșit! Explorează, explorează pădurea și scapă din ea sau ceva. Ok, bun, hai să vedem. Ok, am găsit niște corturi aici. Ce e asta? Cartofi, cartofi prăjiți, ok. Am găsit o lopată, bun, cu care pot să minez micelium. N-am nici cea mai mică idee ce e micelium. Ok. Bun. Eu știu. Na, bravo ție, ești un băiat inteligent și ai nota 10 la matematică. Vino încoa. Ce e asta? Miner's Cave. Ok. Lever required. Ok, avem nevoie de un lever pe care nu l-am găsit. Dar ce e la micelium? Dacă știi tu. E gen gres. Ok, ok. Ok, am înțeles, are sens. Am găsit niște... Lever! Oh my god, am găsit un lever. Fii atent, am găsit un lever și cred că poate fi pus în asta minerului. Da, hai să vedem. Hai să vedem dacă e așa. Ăla e un clay block? Nu, îmi pare un bone block. Am mers! Bă, Andrei, 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 Andrei! Vino cu-a. Oh my god! Ce e asta? Ce era acolo? Un pickaxe? Păi și ce poți mina cu el? Ce poți mina? Îți scrie nimic? Păi ba da, îți scrie pe el.
Trebuie să-ți scrie Gravel, ok, bun, hai să găsim Gravel atunci. Bun. Andrei Ronald McDonald, fugi! Ai de capul meu! Wow! Ok, trebuie să găsesc ieșirea din pădurea asta de urgență. Haide. Vai de capul meu. Ok. Gravel, uite Gravel! Minează! Andrei, minează. Pă ceva. Hai! Mergi! Gata! Ai de capul meu, a scăpat! A scăpat! A scăpat! Mergi în față! Mergi în față! Mergi în față și nu te uita în spate! Mergi în față și nu te uita în spate! Andrei, a scăpat! Am scăpat! Demisionez, gata! Ba, Andrei, în viața mea nu mai merg cu tine la muncă!